Liderii sindicale minerilor din Compania Națională a Huilei trebuie să dea statului peste 3 milioane de lei. Sindicatele miniere au primit acești bani dintr-un fond constituit la nivel de companie pentru negocierea contractului colectiv de muncă. Numai că inspectorii Curții de Conturi spun că tranzacția a fost ilegală. Banii au fost folosiți de liderii sindicali pentru deplasări, plata telefoanelor mobile și închirierea unor mașini.